Bună dimineața, dragilor, și bine v-am regăsit! Începem o duminică nouă, începem o săptămână nouă de muncă și după cum ne stă bine ca șoferi, șoferului stă bine cu drumul, am luat-o prin grădin pe aici, pe la oameni, salutare tuturor! Deci o-i fi luat-o eu pe aici, pentru că duminica, unde sunt lucrări în Germania, mai fac ăștia câte o deviere din cauza, să zicem, traficului mai lejer. Adică nu sunt camioane duminica, decât bade ai pe drum și mai câțiva. Iar restul stau să se odihnească. Noi ne odihnim în alte zile. Salutare! Prin păstăi, da? Așa. Și au închis o bucată de vreo 30 de kilometri și va trebui să ocolim zona prin grădin pe la oameni, bacilii și apă naționale. Așa, am mai făcut un tutorial scurt, dar când ajung acasă să vedem dacă o să am vreme să-l editez un pic. E făcut direct pe telefon cu organizarea traseului pe Google Maps, în caz că, eu știu, aveți nevoie. Pentru cei care nu știu cum să lucreze cu Google Maps-ul. Așa, și trebuie să avem în vedere, fraților, indicatoarele rutiere. Danke, uite ce zice sus acolo, 49 la oră, danke. Bitte schön. Așa. Deci, fraților, în primul și în primul rând, dacă veți utiliza aplicația asta Google Maps, ori de pe Android, ori de pe iOS, să aveți în vedere că nu este traseu prevăzut pentru camioane. Deci, pentru cei care probabil nu știu încă. Este traseu doar pentru autoturisme, trenuri, pietonal și biciclist. Deci dacă ești pe bicicletă, poți să găsești trasee pentru bicicletă. În special în Germania o să găsiți din plin. Și nu știu, pe telefon n-am găsit meniu pentru, cum îi spune, traseu pentru autocare, știu că era într-o vreme, acum nu-l mai găsesc. Probabil intră în aceeași categorie cu autoturismele, naiba știe. Cu toate că și un autocar este destul de înalt, la aia mă refer. De lung, nu e așa de lung ca un ansamblu articulat, dar e destul de înalt. Și atunci, ca să evităm poduri și diverse, trebuie să fiți atenți la indicatoare. Dacă cumva v-ați făcut un traseu pe Google Maps, de exemplu, eu știu, din diverse motive, că nu vă funcționează navigatorul, că s-a stricat, s-a întrerupt sau eu știu, și veți folosi navigația, navigatorul ăsta de la Google Maps, neapărat atenție mare la indicatoare, fraților, pentru că, cum zicea distinsul, iarna nu-i ca vara, la fel, traseul stabilit de Google s-ar putea să vă bage într-o zonă în care, eu știu, n-aveți ce căuta sau, mai rău, să nu mai puteți să ieșiți. Aia e cel mai rău, că după aia intervin niște costuri de vădoare și vă ustură burta, să nu zic alte părți ale corpului. În Italia au fost multe cazuri în care au trebuit extrași anumiți colegi care au intrat, că i-a dus Ioana, asta a fost scuza de fiecare dată, GPS problem, cum zic majoritatea, care au genul ăsta de probleme. Ioana, Marcel, Ionel, dar nu Mihai Ionel. Fiecare ce are pe navigația respectivă. Culmea este că am văzut foarte mulți care au două, trei navigatoare în parbriz și lucrul ăla mai rău te zăpăcește de cap și nu e indicat absolut deloc. Da, în zona Hanover, înspre Hanover,
încolo e 30 de kilometri de lucrări și sunt închise. Probabil lucră băieții la ceva poduri, la minunți, sau eu știu, schimbă benzile, sensul de mers, abar n-am, nu știu. Dar cum au început lucrările, 5 km ne-au scos afară și gata, nu se mai circulă. Și o luăm pe naționale, dacă e musă. Iau ce frumusețe pe aici. Ca în Germania. Și... Așa, da. O să vă arăt, numai să ajung la indicatorul ăla, ce trebuie să urmăriți. Deci în momentul în care vă faceți un traseu de genul ăsta pe Google Maps și nu aveți alte, eu știu, alte lucruri la dispoziție sau navigator sau ceva de genul, va trebui să vă orientați în traseu sau pe traseu, da? Și atunci va trebui să vă orientați după indicatoare. În primul și în primul rând va trebui să știți direcția înspre o locație mai mare înspre care vă îndreptați. În cazul meu, Hanover. Da? Deci Hanover este un punct important și o să-l găsiți pe indicatoarele rutiere de cele mai multe ori. Mai ales când este deviere de traseu, cum se zice în germană, Umleitung se scrie, sau pe anumite indicatoare albastre de culoare, o să vedeți un U și anumite săgeți direcționale de traseu. E, acel U poate să fie mai... puteți găsi două sau chiar trei, unul lângă celălalt, și probabil nu o să știți pe care să-l urmați. De aceea e foarte important primul punct care vi l-am zis. Direcția înspre ce vă îndreptați, cel mai important oraș de pe traseul vostru, să zic în 40-50 de kilometri, cum e la mine Hanover sau Hanovra sau cum vreți voi. Așa. Acel oraș mare o să-l găsiți pe una din cele trei plăcuțe, probabil la vreo bifurcație. Eu am întâlnit până acum două, unul ducea spre Kassel, Umleitung, și îți dă un număr. Acel număr este numărul de devierea respectivă a traseului spre direcția Kassel sau Hanover. După ce ți se dau datele astea de la bun început, gen, vă dau un exemplu, U3, să zicem că scrie U3 și dedesubt Hanover, tu va trebui să-ți bagi în cap că va trebui să urmezi acel indicator U3, chiar dacă nu o să mai găsești pe traseul respectiv scris dedesubt Hanover. Poate vei găsi doar plăcuța albastră pe care scrie U3. Ăla e traseul pe care tu trebuie să-l urmezi. E ca mers în pădure. Știți ce zic? Cu acele trasee pe care pădurarii le marchează pentru pietoni, pentru turiști, pentru eu știu ce. La fel, acolo sunt cu culori și cam atât. La fel și aici. Aici avem limitare 30 la oră pentru cei ce depășesc 7,5 tone. Da? Reducem frumos și o ținem la 30, să nu deranjăm populația. Iau ce frumos, numai bine că putem să vă și arătăm o parte din Germania. Așa. Așa. Suntem foarte atenți la indicatoare, să nu apară vreo restricție, vreo ceva de genul, ca să nu ne învârtim ca uliu. Badea nu mai are navigator în momentul de față, pentru că l-am șters. Așa, și mă folosesc de Google Maps. Pe traseul ăsta n-am mai mers. Avem și o coborâre. Nu știu dacă voi vă dați seama. Aici avem un indicator galben. Dacă îl vedeți în față cu camionul ăla desenat, vă arată, în caz că, eu știu, aveți nevoie în zona asta de pe unde e traseul pentru camioane, să nu vă învârtiți ca uliu. De-aia e foarte important viteză redusă, mai ales în zone unde n-ați mai fost niciodată. Nu vă grăbește nimeni. Voi sunteți cei mai mari pe șosea și tot voi puteți să provocați o grămadă de daune sau de minuni materiale, să zicem,
cel mai fericit caz. Să nu zicem mai grave în alte cazuri, da? Deci, avem U13, sus pe indicatorul ăsta galben, U13, da? Hanover scria deasupra. Acum scrie Richtung Hanover următorul, U15 Folgen. Asta va trebui să-l, U15. Pentru că aici e închisă, după cum se vede, autostrada. Deci va trebui să mergem tot drept. U15 va trebui să-l urmărim. Îl vedeți și aici. U15. Nu mai scrie Hanover sub el, după cum ați văzut, da? Deci va trebui să memorați chestia asta. Și atunci o să vă fie mult mai simplu. Deja știm 15, U și AE. Și n-aveți cum să vă mai rătăciți. Automat, dacă nu este restricție de camioane, după ce ați trecut de un indicator de genul ăsta și nu e interzis absolut de camioane, el va fi traseul prevăzut și pentru camioane. Uite, aici lucrează băieții la greu, când tocmai trecem peste autostradă. Așa. Și vom merge mereu și legănat, cum să merge prin Banat. Asta nu vă zic în ideea să stați, cum să zic, flexați sau mai știu eu ce. De regulă, există o regulă nescrisă pe care le-am indicat-o multor șoferi la început de drum. De exemplu, dacă ți-a apărut un indicator rutier de direcționare a traficului, de a direcției pe care vrei tu să o urmezi, să zicem, dau un exemplu, mergi spre Hanover, da? Dacă pe parcursul traseului tău urmează încă vreo 3 intersecții, să zicem, da? Și la niciuna nu o să vezi indicatoare de dirijare spre direcția ta, înseamnă că va trebui să păstrezi direcția înainte. În momentul în care va trebui să schimbi direcția, vor apărea și indicatoarele de direcționare. Deci pentru că mulți fac prostii de genul ăsta, ajung într-o intersecție unde nu sunt indicatoare, să zicem, sau sunt, dar nu scrie nimic de direcția în care vor să meargă respectivii și atunci nu mai știu. Și aia, stânga, dreapta și se zăpăcesc de cap. Deci ideea de bază este tot înainte până apare următorul indicator. De-aia e foarte important să urmăriți indicatoarele. Altfel o să vă rătăciți sau o să faceți prostii. Da, păstrând viteza regulamentară, 60 avem pe naționale la camioane în Germania. Noi suntem cu 65, să fie bine, să nu fie rău. Ceea ce înseamnă o viteză reală de 63, deci ne încadrăm cu tot cu toleranță, care e 3 km peste viteza maxim legală admisă în Germania. Și uite așa, fraților, ne evităm probleme, evităm riscul unei amenzi, evităm multe și mergem relaxați și fără probleme. Aici o punem un pic retarder, așa o idee, că o vreau să ia la sănătoasă, coborâm după cum se vede. Mă bucur, dragilor, că vă place. Dacă vă place, dați un like. Nu o să înțelegeți voi care e treaba cu like-ul mulți dintre voi, dar like-urile promovează clipul ca să-l ducă mai departe, da? Avem aici un U cu galben. U cu galben este pentru zone de lucrări. De regulă, cum era aici o chestie, nu știu dacă ați observat, un indicator care arăta un fel de pătrat și partea din dreapta pătratului era cu accesul interzis, deci în zona aia nu se poate intra. Și atunci, ca să poți ajunge în zona aia, îți dădea acel U galben pentru zona, o zonă mai, nu știu cum să vă zic, băbește. Cum s-ar zice, băbește aici în zonă, deci nu cum mergem noi spre Hanover. Da, îl avem pe U15 sus, pe tabla aia galbenă, eu îl văd deja, la voi se vede mai mic. De sus acolo, albastru, da? U15, tot înainte, ca rușii. Punem retarderul. Ușurel. Da, aici îl vedeți pe ăla galben, care vi l-am explicat mai devreme. Așa. Îi dăm cu 7 mare că începem să urcăm. Avem nevoie de demarare, suntem un pic cam grei azi.
Și prin pădurea pradului trece mama radului, cu ochi negri lacrimând și de mântra întrebând, Radu, mami, radule. Parcă așa era, nu? Așa. Bun. Mai avem vreo 5,5 km, ne zice Google-ul. Și trebuie să facem la dreapta. Hai să vedem dacă ne duce bine sau nu ne duce. Până acum ne-a dus bine. Atenție, dragilor, în Germania, la indicatoarele cu terminarea tuturor restricțiilor, pentru cei care nu cunosc, în special pe autostradă, după ce apare acel indicator, înseamnă, cum se zice pe românește, zona de no limit pentru cei cu autoturisme. Da? Pentru camioane nu există no limit în Germania. Există 80 de km pe oră pe autostradă, plus 3 km toleranță care vi se poate acorda. Dacă veți fi surprinși de un aparat radar cu 90 de km la oră, cum merg mulți și badea din când în când, trebuie să vă asumați, să o zicem așa românește, și să nu începeți cu, știi, eu mergeam legal. Legal mergi când vei merge cu 80 plus 3 maxim, adică 83 de km pe oră maxim. Atunci poți să zici că ești legal, regulamentar, dacă nu există altă restricție, cum avem aici, de exemplu, 50, Baustellen Ausfahrt, înseamnă șantier, ieșire de pe șantier, Baustellen, construcții, lucrări. Ausfahrt înseamnă ieșire. Așa, Einfahrt înseamnă intrare pentru așa ceva, pentru lucrări, de exemplu, asta e ieșirea. Da, fraților, eu nu pot să vă văd comentariile, acum cred că mă înțelegeți, sper să nu fie supărare. Că trebuie să fiu atent la mai multe chestii, e și drumul leacă mai îngust, nu e problemă, dar na, să nu intrăm pe celălalt sens de mers. Și apoi, na, eu de vorbit, eu pot să vorbesc non-stop. Voi vă uitați cu atenție la ce vă prezint acolo și bine așa. Și toată lumea e fericită. Ce ar mai fi de zis? De exemplu, pe drumurile astea naționale, lățimea benzii poate să fie de 2,75 m. Da? Pe alocuri poate să fie mai lată, de cum în curbe. Camionul are lățimea de 2,55 m. Deci de aia va trebui să fiți în unele locuri foarte atenți. Avem bariere ridicate, ne asigurăm un pic. Opa! Bă, greu, greu! Stați așa că mi s-o smuls asta din ureche. Așa, că mi s-o salutare tuturor. Mi s-o smuls asta din ureche. S-o agățat aici. U15, tot înainte, dragilor. Da? Aici Google îmi dădea în dreapta. Dar ne luăm după indicator. U15, tot înainte. Deci, cum v-am zis, dragilor, atenție la neatenție. Și merem mai departe. Autostrada închisă doar pe sensul de mers spre Hanover, după cum observați în dreapta. Pe sensul de la Hanover la Vale se circulă. Deci puteți întâmpina tot felul de situații și atunci va trebui să vă orientați din timp. De-aia v-am tot zis de-a lungul vremii, foarte importantă organizarea la plecarea în cursă. Să vezi traseul cum se prezintă pe Google Maps. Din fericire, în ziua de azi aveți trafic live și vă prezintă situațiile mai aglomerate sau
foarte aglomerate, prin traseu cu roșu, de exemplu. Mie mi-arată aici roșu, ia uite, și mi-arată bine. Că băieți, punem avarii, să-i atenționăm pe cei din spate. Deci a zis bine Google-ul cu roșu. Avem semafor probabil aici. Da. Sau cedează, ceva de genul avem. Așa. Și cam asta va trebui să facă fiecare șofer profesionist. Care, eu știu, are ghinionul sau nenorocul, dacă vreți, să întâlnească devieri de genul ăsta din cauza lucrărilor, în multe cazuri din cauza accidentelor. Și n-ai încotro. Și apoi na, suntem șoferi sau nu mai suntem? Acum vă dați seama cam cum era pe vremuri, pe vremurile dinozaurilor, cum îmi place mie să-i alin pe colegii noștri mai vechi, tot respectul, când își puneau harta pe genunchi și din harta respectivă trebuiau să se orienteze, nu tu GPS, nu tu Google Maps, nu tu prostii și prostii. Nu-s prostii, doar că n-ați ușurez mult munca. Pe vremea respectivă trebuiau să se orienteze efectiv doar după hartă și după indicatoare rutiere. Și atunci dacă nu aveai un traseu foarte bine organizat de la bun început, să știi de unde mergi, pe traseul cu tare, ce orașe mai importante sunt, ca să poți să te orientezi din timp în caz că apare vreo deviere, gen mergi, eu știu, dau un exemplu, de la Timișoara mergi la Viena. Păi, pe traseul respectiv trebuia să ții odată punctul de frontieră, de la punctul de frontieră îți luai Szeged, de la Szeged luai, cum îi spune, ce-mi vine mie în cap acum, Lajosmițe, de exemplu, că e bun gulașul acolo, Budapesta, Gyor, Tatabánya, Gyor și așa mai departe. Să luai punctele astea fixe, ți le notai dacă vrei să fie mai simplu, și automat în caz că te scotea cumva de pe autostradă, tu trebuia să știi când ai trecut de unul din cele fixe, acele puncte fixe pe care le-ai avut trecute pe hârtie sau dacă erai, eu știu, mai ținător de minte, să le ții minte. Și atunci trebuia să știi, am trecut de Tatabánya, urmează să țin Gyor. Și atunci știi că dacă pe traseul respectiv vine vreo deviere, va trebui să urmărești indicatorul care merge spre Gyor, bineînțeles, și tonajul, să nu fie restricționat și așa mai departe. Deci cam asta e marea diferență dintre trecut și prezent. Ziua de azi prea mulți, din păcate, se bazează pe navigatoare. Mulți mă întrebați în privat, eu știu, să vă recomand unul, să care e cel mai bun. Fraților, cel mai bun navigator care există la ora actuală este mintea omului, dacă e folosită cum trebuie. Pentru că eu pot să-ți dau, să zicem, orice navigator care, să spunem, specialiștii ar zice că este cel mai tare de pe piață, cel mai actualizat, cel mai nu știu cum. Ca idee, un lucru care mulți nu-l înțeleg. Navigatoarele sunt niște device-uri electronice, niște aparate, da? Care funcționează în baza a unor hărți electronice care sunt deja scrise pe un... Salutare, diabolic! Sunt scrise ori în memoria navigatorului, ori pe un card, da? Și după acele hărți veți putea voi să vă faceți traseul și așa mai departe. Ce nu înțeleg mulți oameni este că hărțile nu o să fie niciodată, dar niciodată, în timp real cartografiate. De exemplu, anul ăsta o să aveți ultimele hărți din 2019. Da? Deci nu o să aveți în luna februarie hărți din 2020. Și să fie, pentru că uitați-vă, toată lumea lucrează în continuu. De exemplu, sensul ăsta giratoriu, se observă că e nou, nouț, e proaspăt făcut, îl văd și după parapeți și după lucrarea în sine, deci se observă că e nou, e proaspăt.
probabil aici era o intersecție pur și simplu înainte. Aici avem sens giratoriu. Sper că ați văzut indicatorul, trebuie să dăm prioritate în sens. Da? Cam asta e regula de bază într-un sens giratoriu. Acum să vedem cine ne lasă, că când mă văd ăștia cât îți dă lung, zice, Doamne, l-a adus și pe ăsta în calea noastră aici. Așa. Hai să vedem, ne lasă. Ne lasă. Și o domnișoară în dreapta acolo care a zâmbit frumos. Să sperăm că nu se supără șoferul. Așa. Și așa, mereuțile gănat, cum se joacă prin banat. Atenție mare, dragul, nu ne băgăm cu tupeu diabolic. Tu chiar ești diabolic. Nu, fraților, e foarte simplă chestia asta. Din păcate, la noi în România nu se prea practică. Eu îi zic curtoazie profesională sau respectul în trafic, dacă vreți. Dacă te vei înghesui așa cu tupeu, să zicem, vezi că nu o să primești respectul pe care ți-l dorești. Toată lumea își dorește să fie lăsat, să intre, să meargă mai repede, mai nu știu cum. Dacă o să faceți o probă și să mergeți așa, un pic, câte un pic, ușor, dar nu să forțați lucrurile. Pur și simplu, o să vedeți că se va găsi cineva să vă lase, că cei care nu vor să vă lase, nu o să vă lase și automat, împingând la maxim, toată treaba s-ar putea să provocați un accident, ori voi, ori respectivii care nu vor să vă lase și uite așa se întâmplă minunile. De-aia e cel mai important să nu te grăbești. Salutare mare, uite-l și pe... stai că am confundat aici, Marius Ionel. Când te văd tot am impresia că e Mihai Ionel. Așa. Deci trebuie să fiți civilizați, fraților. Un lucru care l-am observat de regulă prin Europa, pe unde m-am plimbat, în multe cazuri, este o chestie de bun simț, în primul rând, și cam așa ar trebui să se procedeze peste tot, dacă vreți, cum e aici, cum a fost în cazul meu. Da? M-a lăsat pe mine, intră el după mine, după el, următorul lasă pe următorul de pe artera de pe care am intrat eu și tot așa. Și automat va fi un flux de circulație. Chiar dacă e mai încet, dar este flux. Momentul în care, cum ați văzut, da? Deci în sensul giratoriu are prioritate cel care este în sensul giratoriu. În România, dacă s-ar întâmpla chestii de genul ăsta, bineînțeles că cei de pe artera care vor să intre în sens nu vor mai avea cum. În multe cazuri, că am întâlnit, nu de alta, pentru că toți care sunt în sens nu mai lasă pe nimeni să intre. Și merg pe regulă, eu sunt sens, am prioritate. Da, dar n-ai bun simț. Înțelegeți? Deci bunul simț în trafic lipsește cu desăvârșire în multe cazuri. Bine, și pe afară stați liniștiți, deci pădure fără uscături nu există. Mai e o regulă, iară, care v-am explicat-o într-un live vis-a-vis de cum poți să zic așa, distrugi un ștau, dacă pot să-i zic așa. Prin mers constant, de exemplu, acum merg cu 10 km pe oră, pur și simplu, și eu încerc să păstrez o distanță față de cel din față. Aici mi se permite că nu are cum să intre nimeni, teoretic, între mine și cel din față. Acum nu știu ce avem în față, ori semafor, ori nu știu ce e acolo, abar n-am, dar o să vedem noi. Ideea de bază e simplă, trebuie să mergi constant. Dacă vei accelera să-l ajungi pe cel din față și frânezi brusc și tot așa, automat se creează ambuteajul ăla fantastic pe care toată lumea îl urăște, de stăm pe loc și nu ne mai mișcăm, nu știm de ce. Din cauza asta, pentru că lumea nu merge constant. Înțelegeți? Și de fapt toată treaba e destul de simplă. Așa, eu o să mă opresc așa mai la distanță, să nu îl stresez pe Volvo. Da, lucrări, pe ruta asta e nebunia lui Salam. După cum vedeți, eu mai o cisternă de lapte în față. Nu prea suntem mulți camionagii pe drumuri azi, dar
cei care sunt cu perisabile, cu autorizație, cu diverse. În schimb, ăștia mici se plimbă, grupa mare, nu știu ce naiba fac, n-au ce face. Da, nu îl stresez. Mai trebuie avut grijă cu stresul ăsta, că e dăunător, fraților, pentru toată lumea. E dăunător și pentru șoferii de camioane și pentru cei de autoturisme. Regula fermoarului, da. Reis Verschluss. Uite, avem un accident sau ce ne-am. Da, sau tampona băieții. Da, păi da, nu. Avem și semafor în față, de aia e toată nebunia asta. Și uite cât loc au băieții pe partea dreaptă. Deci voi să nu procedați așa, fraților, dacă cumva aveți nefericitul incident. Voi să încercați să vă trageți pe partea dreaptă, cât mai pe dreapta. Da, ei acum o să stea acolo până vine să-i deslușească cine trebuie, pentru că ei așa știu. Eu o să țin distanță ca să pot să fac depășirea. După cum se pot vedea marcajele, avem și o zonă mai interesantă. Băieții n-au două paie cu chestiile astea, ei nu știu. Nu știu ce învață la școlile de șofer efectiv, dar nu îi învață bine deloc. Deci la daune minore, eventual s-a întâmplat incidentul, vă dați jos, faceți poze din cât mai multe unghiuri posibile, cât mai rapid și decongestionați traficul, fraților. Trageți pe partea dreaptă, cât mai aproape de acostament. Nu-s daune, victime. Dacă nu implicat cu victime și doar daune materiale, trageți, fraților, pe dreapta. Bineînțeles, după ce ați făcut poze, că mi-a mai povestit mie cineva despre cauzele, din ce cauză, să zic așa, se întâmplă chestiile astea în Germania, pentru că mint. Foarte mulți mint când ajung la asigurări sau până să vină poliția și nu mai recunosc. Dacă cumva mi-a povestit un prieten de-a meu o chestie, în Mannheim, prin oraș, omul era cu camionul, s-a apropiat de semafor, a lăsat mașina să curgă efectiv și un turcalete cu, mai știu ce, mașină de valoare mondială a venit jaloane printre mașini, s-a înfipt așa rapid în fața lui și a frânat din scurt. Și ăsta l-a pocnit din spate, efectiv, că nu a apucat să-l vadă. A venit omul foarte hotărât. Și așa, avem un U13A Hanover acum. Ne scrie pe placheta aia albastră. Ca să vedem dacă putem să facem un zoom. Opa, uite acolo, da. U13A. Așa. Bun. Merem mai departe. Opa, așa. Bă, stai mai aici. Hai că bine. Nu pot să-i împing. Doamne feri. Așa. Bineînțeles că omul a recunoscut că are vină pe moment și când s-a ajuns la asigurări și la toată treaba, bineînțeles că omul n-a mai recunoscut absolut nimic și a invocat lovitură din spate și bineînțeles că omul meu a fost bun de plată, cum s-ar zice. De aceea e foarte important. O cameră de bord iară e bună, dacă aveți ocazia și posibilitatea să aveți în permanență. Galben, ne oprim. Așa. Uite, omul și-a pus bicicla în portbagaj și e bine așa. Da, păi se deplasează de regulă, dar acum depinde de situații diabolică. Mai sunt și situații în care mai durează un pic și da, depinde pe ce tronson, pe ce traseu. Pe autostradă se deplasează, să zic, cel mai repede la accidente, pentru tocmai în ideea asta de a decongestiona traficul cât mai urgent cu putință. Am avut și eu
Acum 2 ani în urmă un accident pe la Osnabrück, o mică tamponare ușoară cu un MTL care vrut să-mi testeze frânele și a fost o situație mai inedită oarecum și mi s-a băgat din scurt și a frânat omul și apoi na, badea o lăsat-o să curgă și bine așa. După care o găsit omul accelerația când o simțit că a venit Actros-ul și l-a împins ușor de la spate. A simțit putere în picioare de a apăsa pedala de accelerație blană. Nu i-a mai trebuit joacă și când a venit poliția, bineînțeles că el invoca tot felul de chestii de genul, că lovitură din spate. Poliția l-a luat deoparte și i-a explicat fain frumos că în momentul în care depășești orice obstacol, mai ales pe autostradă și în trafic, o depășire de alt autovehicul, există o distanță de siguranță când te bagi înapoi pe banda 1, de exemplu. Deci nu te bagi așa ca vodă prin lobodă la 5 metri, 2 metri în fața celui depășit. Tocmai pe ideea asta de a preveni, da, anumite lucruri. Și 2 secunde. Așa. Și salutare. Și până la urmă a fost tare nedumerit omul, nemțălăul, că el avea impresia că lovitură din spate, că treburi socoteli. Dar eu le-am explicat polițiștilor, zic că care cum e treaba, am scos diagramă de viteză, tocmai pentru a vedea situația, zic n-am depășit viteza, eram în 85 de kilometri pe oră, le aveam toate pregătite, vorba aia. Aici intrăm pe autostradă, fraților. Așa. Și cam așa s-a terminat distracția. Și era tare nemulțumit că era o Toyota Prius. Deci urăsc mașinile alea din filmele americane, că peste tot vezi numai Toyota Prius. Stați așa 2 secunde. Aici. Aici. Vom intra pe autostradă. Da. Așa. Și-a luat spre Hanover. Așa. Și gata de vierea, fraților. Deci am ajuns unde trebuie, fără probleme. Cam așa se face o organizare a traseului, grosso modo. Cum ar mai fi câteva opțiuni, dar depinde de fiecare cum se organizează. Deci am ajuns exact unde îmi trebuia mie, unde mi-a recomandat doctorul. Mai avem 3 km parcă și ne parcăm la pauză. Avem 4 ore 09 de conducere în momentul de față. Suntem bine de tot. Asta e un alt aspect la devierile astea de traseu. Tot timpul să aveți în vedere perioada de conducere, să nu o depășiți, fraților. Nu există scuza asta în fața organelor de control. Știți că s-a deviat, s-a nu știu ce, nu știu cum. De-aia v-am zis, acea perioadă maximă de conducere înseamnă că doar atâta poți conduce maxim, nu obligatoriu. Adică dacă ai unde și timpul necesar și traseul îți permite, atunci vei putea să mergi 4 ore, să zicem, dar indicat este să nu mergeți la maxim. 4 ore maxim și jumătate de oră să aveți timp la dispoziție să vă căutați un loc în siguranță, regulamentar, să zicem, nu stați pe spațiu verde, atenție că pe aici puteți să luați niște amenzi de vă vorbiți singuri după aia, dacă vă prind băieții pe spațiu verde, dacă cumva mai descoperă și anumite pierderi de ulei pe la camion sau eu știu, diverse, e și mai gravă situația și nu o să vă placă. Ia că ce să fac, bade? Pacilea cu sapa. Cam asta e, fraților, deocamdată.
O să vă las acum că mă bag la păuzucă. Hai că vă țin până mă parchez. Și după aia mă pun la pauză să bag ceva la Ramazan sau la Gheozdan. Și să ne auzim mai târziu, ori dacă aveți bine, dacă bine voiți. Și dacă v-a plăcut, dacă vă place, am zis că facem lucruri constructive pentru cine vrea să privească și să, eu știu, poate îi pică bine cuiva. Deci organizarea e totul în meseria asta, fraților. Bă, astăzi avem vreo 13 și ceva, 13 tone și ceva, că nu-s plin, dar e ceva mai greuță pita. Maxim 15 tone, nu-i foarte mare scofală. Reducem frumos pe banda de decelerare. Ne căutăm un loc de pauză. Frâna de motor. Încă o frână de motor. Ia să vedem unde ne aciuăm și noi lângă băieți. Uite acolo în față. Deci partea stângă este pentru șver transport doar. Ia să vedem, aici avem loc. Ia să vedem, așa. Zâmbiți, vă rog. Opa, așa. Hai că e bine așa. 45 de minuțele. Vă salută, Badea. Numai bine și rău la nimeni. Cius. Mulțumesc.